Fotbaliștii de la ACS Media și-au început pregătirea pentru returul de campionat. Săptămâna aceasta ei vor face vizita medicală și au programate antrenamente de reacomodare la efort. Ulterior, aceștia vor disputa mai multe partide de verificare cu adversari din ligile a 3-a și a 4-a. Conducerea clubului își dorește să acopere toate posturile din echipă cu câte 2 jucători, iar noi veniți să aducă un plus de valoare. Am încercat să ne întărim cu mai mulți jucători cu experiență, care au jucat la un eșalon superior. Avem câteva certitudini. Aici vorbesc despre Cristian, despre Luci Sâncelian, Raul Hăjmășan și despre Ionuț Neacșa. În următoarea perioadă vom desfășura antrenamente la nivel local, antrenamente cu accent fizic și ulterior, în următoarele săptămâni, vom avea și câteva meciuri amicale în compania unor echipe de nivel de Liga 3. Deci doar adversari din Liga 3. Avem și câteva de Liga 4, dar mai mult de Liga 3 o să fie. Știți deja și acești adversari? Sau? Da, o să jucăm cu Alba Iulia, dacă țin bine minte. Da, o să jucăm cu 2 echipe din județul Alba și cu ASEA Târgu Mureș, Liga 3. Ați stabilit un număr minim sau maxim de transferuri pe care vreți să le faceți, de jucători noi pe care vreți să-i aduceți? Nu neapărat. Ne dorim să ne acoperim pe fiecare post în parte, practic să avem câte 2 jucători și să aducem un plus de valoare față de ce a fost în tură. Care sunt șansele să și ajungeți să jucați pe stadionul mare într-un viitor apropiat? Se fac eforturi. Sper să fie înțelese și de cei care administrează baza stadionului Gazmetan și sperăm să evoluăm cât mai curând acolo. Financiar, reușiți să faceți față? Da, avem susținere din partea companiei Romgaz, din partea primăriei în primul rând. Și avem mai multe firme din oraș care au avut deschidere către sportul de performanță. ACS Media își va juca prima partidă oficială din acest an în deplasare cu Agnita. Confruntarea se va desfășura în luna martie la o dată ce urmează a fi stabilită.